Proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a școlii gimnaziale Prundeni constă în lucrări de reabilitare generală a unității de învățământ în ceea ce privește interiorul și exteriorul clădirii, instalația electrică și termică și dotarea sălilor de clasă. Valoarea lucrărilor pentru această investiție este de aproximativ 15 milioane de lei și a fost primită de la PNDL. S-a predat amplasamentul și suntem în faza de începere a lucrărilor pentru acest obiectiv, ceea ce înseamnă că septembrie ne va găsi în casă nouă, sper din tot sufletul să nu existe nicio, eu știu, o piedică în implementarea acestui proiect. Mă refer la timp, mă refer la perioada de implementare, la ceea ce face constructorul, să zic eu, și ce ține de dânsul. Este un proiect important, un proiect ambițios, necesar în același timp și prin care vom oferi copiilor noștri condițiile necesare în ce privește un act educațional de calitate, în siguranță și cu toate condițiile necesare unor situații de excepție și unor standarde foarte ridicate, zic eu, de nivel european. În ce vor consta mai exact lucrările? Este o reabilitare generală și dotare a cabinetelor. Și când spun generală, înseamnă tot ce înseamnă interior, tot ce înseamnă instalație electrică, instalație termică, dotarea cabinetelor, căi de acces, un proiect care va întruni, să zic eu, într-un cadru larg, tot ceea ce este nevoie și necesar ca o instituție de învățământ să fie, să asigure tot ce tot ce au nevoie copiii și în ce privește educația și siguranța și absolut toate condițiile pentru larg. Spun eu că este binevenit, era așteptat și de copii și de părinți și de noi. Era o finanțare la care nu am renunțat sau pentru care nu am renunțat să sperăm că o vom păstra în continuare și că vom putea implementa proiectul și uite că am și reușit. Până la finalizarea lucrărilor la școală, elevii își desfășoară cursurile la școlile din satele Zăvideni și Călina.